Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou la grădina mea. De data asta o să vreau să fac afumătoare pentru cârnați. Voi deja o să vedeți, deja ați văzut clipul cu cârnații afumați, dar acum o să vedeți clipul cum am făcut afumătoarea eu la grădină. Nu este foarte greu de făcut, e ceva simplu ceea ce am făcut eu, dar am să vă arăt și vouă prin acest clip cum am făcut-o eu această afumătoare. Am aici un butoi la care i-am tăiat fundul. De fapt, de la rugină s-a dus singur fundul, s-a ruginit și s-a dus singur fundul, l-aveam pe aici pe la grădină și am să-l pun undeva pe aici prin grădină, o să vedeți imediat cum. Acest clip este făcut înainte să afum cârnații, bineînțeles, că altfel nu avem cum să afum cârnații, dar voi acum îl vedeți după ce am afumat cârnații. Am zis să fac și acest video separat ca să vedeți și voi cum am făcut afumătoarea mea la grădină. Deci nu am vrut să o includ și în clipul cu cârnații, pentru că am vrut să dedic un clip special pentru această afumătoare, deși nu e mare lucru de făcut. Acum imediat o să vedeți ce o să fac eu și cum o să o fac. Eu am mai făcut afumătoare ca asta la socrul meu. El avea ceva de genul, dar am făcut eu mai bine, să zicem așa, un pic mai ok, ca să se ducă doar fumul. Imediat o să vedeți și voi în clipele următoare. Așa, am să-i găsesc o poziție pe undeva pe aici pe grădină și m-am gândit aici că e mai bine. Inițial vreau să o fac undeva pe aici prin spate, dar am zis hai să o fac aici aproape, că nu are rost să mă duc prin toată grădina. Și am să văd aici, să-l poziționez aici, să vedem cum vine aici. Da, cred că vine ok aici. Am să, chiar puțin mai aici, am să fac un șanț, ceva de genul, imediat o să vedeți cum. Ok, mi-am văzut sapa și astea, nu știu dacă o să am nevoie de hârleți, dar l-am adus ca să-l am. Și am să fac un șanț de aici. De genul. Trebuie să-l sap mai mult. Trebuie să-l sap mai adânc. Un cartof stricat. Să-l sap mai adânc. Și se lipește de sapă. Ok. O să sap și cu butoi. Aici se va duce fumul, imediat o să vă arăt. Acum am să sap o gaură aici. Aici voi face foc. Să asupă lângă butoi, să nu iasă nici pic de fum, să nu prindă aer pe nicăieri. Cam așa arată până acum, am făcut o gaură aici mai mare, că aici voi face focul, iar pe aici se va duce fumul frumos și va ieși prin butoi. După cum vedeți, este o ieșire acolo ca să iasă aici sus în butoi.
Acum rămâne de asupat aici. Am aici o tavă, o tavă veche. Și o să asup cu tava asta așa frumos aici. O să pun tava asta chiar aici la bază. Și asta va fi ca un burlan. Apoi voi asupa frumos cu pământ, să nu iasă pe nicăieri fumul. Asup și de jur împrejurul la asta, la butoi. Va trebui asupat bine ca să nu iasă fumul. Că dacă iese fumul ăla, bine, nu e nimic dacă iese un pic de fum și până alte părți, da? E mai bine să fie ermetic. Ok. O să închid și aici. S-a făcut ca lutul pământul ăsta. Zici că e lut. Am mai adus încă o tavă. Asta o să o pun așa. O să o pun mai așa. Ca să astupe și aici un pic. Să fie exact ca o sobă. Am să astup frumos aici. Nu se ducă fumul. Să nu iasă fumul aiurea. Să se ducă tot fumul la cârnați. Când o să ia fum. De fapt, voi deja i-ați văzut afumați. Îi vedeți, i-ați văzut când i-am afumat. Acum vedem ce am făcut. Îi facem și o probă. Eu zic că e gata. V-am spus că nu e mare lucru. A fost ceva rapid. Acum să-i facem și proba. Mi-am adus aici cu mine niște așchi de lemn și o să aprind focul. Cel puțin încerc să-l aprind. Hai să vedem dacă reușesc. O să face așa frumos încrucișate lemnele. Trebuie să reușim să facem ceva. Vedem cum merge afumătoare. Eu zic că merge bine, acum na. Bă, cred că ajunge deocamdată. Hai să vedem dacă mai e bună asta. Chestia asta de a prind focul. Apare că e bună. Rămâne de văzut dacă iese pe... Că având în vedere că e și ud pământul acum, e un pic mai greu. Dar rămâne de văzut. Momentan nu vrea să se ducă acolo. Știi că am să mai acopăr cu o tavă aici. Mai am încă o tavă. Am să acopăr cu încă o tavă aici. Probabil așa va reuși să se ducă acolo unde trebuie. Da, ok. Vedeți că arde focul frumos și fumul se va duce frumos pe sub pământ pe aici și va ieși exact aici în butoi. După cum observați, nu știu dacă se observă pe cameră, dar fumul iese aici. Este foarte puțin, dar iese. Nu știu dacă se vede din partea asta. Nu prea se observă, dar cu ochiul liber se observă. Pe cameră nu se observă fumul. Este foarte puțin și de aia. Dar iese. Oricum o să va trebui să mai astup ceva aici ca să iasă exact, să se ducă tot acolo. Ia să vedem. Astup și mai bine. Uite, se observă mai bine de aici. Dacă observați, iese fumul acolo. Da. Vreau să fac între... Uitați, acum se vede mai bine. Da, iese un pic și aici, dar iese și la butoi, după cum vedeți. Deci, acum
Este rezultatul. Ia uite, nu se mai vede nimic de fum. Ok, o să fac un pic de foc sub el, cât să își facă tirajul mai bine. Și eu zic că e ok. Acum vreau să văd și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă place afumătoarea mea? Ce părere aveți de afumătoarea mea? Și cam asta a fost tot, oameni buni, cu afumătoarea mea. Acum aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă voi ați folosit așa ceva, dacă ați făcut afumătoare cum am făcut-o eu așa, dacă ați folosit vreodată, eu știu, sau aveți altă modalitate de a face afumătoare, dacă nu aveți acasă în pod, eu știu, ați folosit altcumva o altă modalitate de a fuma cârnații. Eu asta o știu, v-am spus că am mai făcut și la socrii mei și a ieșit foarte bine. Dacă apreciați munca mea, lăsați și voi un like, dați o distribuire să vadă și prietenii voștri și bineînțeles nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Și să apăsați și clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Și să ne vedem cu bine până la data viitoare. La revedere! Ia uitați aici frumos, așezați în afumătoare, dar nu atinge de butoi, pentru că na, butoi e ruginit și a stat pe aici. Dar vin bine. Acum o să ia stup frumos cu un capac. Am aici capacul ăsta, chiar exact pentru butoiul ăsta. Bine, nu e pentru butoiul ăsta, dar vine exact.